Tema noastră de studiu pentru această seară este capitolul 17 din Mărturisirea de credință, Mărturisirea baptistă de la 1689. Și este o temă extrem de importantă pentru toți cei care se consideră credincioși, pentru toți cei care se consideră creștini, pentru că vizează subiectul de perseverare în har, de perseverare în credință, de păstrarea sfinților în har și în credință. Așa, dacă vă considerați oameni credincioși, ar trebui să fie un subiect care vă interesează. Ce garanție avem că mâine vom mai fi credincioși? Și viața este mai lungă pentru cei mai mulți dintre noi decât o singură zi. Ce garanție ai că la anul, că peste 10 ani, că peste 50 de ani, ce faci în acele momente în care simți că nu mai poți și că nu se mai poate și că în niciun caz nu mai reziști încă un an, încă 2, încă 5 sau cât va mai da Domnul. Ca atare este un subiect extrem de important și, din păcate, un subiect de dispută și de controversă, deși ideea aceasta de păstrarea sfinților în har, doctrina aceasta biblică, a fost lăsată de Dumnezeu, de Hristos în Scriptură, pentru să fim alinați, să fim încurajați. Întotdeauna mi s-a părut un lucru așa de ciudat, cât de vehement îți pregătiți unii să se certe și să zbată pentru dreptul de a-și pierde mântuirea. Eu, dacă eu vreau ca să renunț, eu vreau să pot să renunț. Dacă eu vreau să pot să mă duc în iad, eu vreau să am dreptul să mă duc în iad. Nu văd ce te poate mâna ca să te lupți, să afirm cu tărie că dacă tu vrei să te duci în iad, tu poți să te duci în iad. Creștin fiind. Vreau ca să vă avertizez, dacă lucrurile vor fi un pic mai înceat în această seară, să știți că am fost la oftalmolog înainte ca să vin la biserică și mi-au pus picături în ochi. Și vă văd în ceață și văd notițele în ceață. Sper ca Scriptura totuși să fie clară. Dacă nu aveți mărturisirea de credință, vă recomand să faceți rost de ea. Este în format electronic. Eu voi cita, voi parcurge cele trei paragrafe din capitolul 17 și vom studia diferite aspecte și vom sublinia diferite aspecte. Mai ales ne vom apropiat de primele două paragrafe care vizează păstrarea în har și motivul sau temelia prin care suntem păstrați în acest har. Și apoi, foarte fugitiv, ne vom uita și la paragraful 3, care vizează aspectul căderilor temporare sau căderea temporară în păcat care se poate întâmpla în viața credincioșilor. Mărturisirea începe în primul paragraf, sublinind pe cine vizează această doctrină, și este foarte important, pentru că dacă vorbim despre perseverarea sfinților, perseverarea credincioșilor în har, trebuie să vedem despre cine vorbim și să aplicăm această învățătură și aceste promisiuni ale Scripturii la persoanele care sunt vizate de Scriptură. Dacă pur și simplu vorbim despre promisiunile Scripturii și le aplicăm la oricine sau la toți, atunci clar că aceste învățături nu vor face sens. Scriptura vizează anumiți oameni, o anumită categorie de oameni, atunci când adresează aceste promisiuni ale lui Dumnezeu. Și mărturisirea începe făcând un sumar al acestui adevăr, ca să fie foarte clar despre cine vorbim. Și spune, cei aleși sunt aceia pe care Dumnezeu i-a primit, adică i-a acceptat în Hristos cel iubit, pe care i-a chemat eficace. Deci aceștia care sunt primiți, da? Aceștia care sunt numiți cei aleși, i-a chemat în mod eficace, într-un mod eficient. Sunt două feluri de chemare despre care Biblia vorbește. O chemare generală, chemarea care spune că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință, și poruncește tuturor ca să creadă, să pocăiască și să se întoarcă la
la el. Și în același timp mi se spune că atunci când acea chemare generală este făcută, există o chemare eficientă, o chemare eficace, supranaturală a Duhului Sfânt, descrisă peste tot în Scriptură, în pasaje precum în Fapte, când ni se spune că s-a vestit Evanghelia și că unii au rămas străpunși în inimile lor, sau că cei care au fost rânduiți la viață au crezut. Și acolo vedem că este o lucrare eficientă, supranaturală, care Dumnezeu o face prin acea chemare generală a Evangheliei. Da? Pe aceștia pe care i-a sfințit prin Duhul Său Sfânt și cărora le-a dat prețiosul dar al credinței mântuitoare. Aceștia care sunt aleși, sunt chemați, care sunt sfințiți prin Duhul Sfânt și care primesc darul credinței mântuitoare prin nașterea din nou, prin lucrarea Duhului Sfânt, aceștia și doar această categorie de oameni este vizată de această învățătură a Scripturii despre păstrarea în har. Ca să fii păstrat în har, trebuie ca să fii întâi adus în har. Și felul în care ai fost adus în har este prin această decizie a lui Dumnezeu despre persoana, despre persoana ta. Și apoi ești păstrat în acest har, perseverezi în acest, în acest har, făcând parte din această categorie. Biblia descrie clar această categorie și această perseverare în multiple locuri, dar de exemplu în Romani 8 ni se spune în felul următor, Apostolul Pavel spune de la versetul 28, noi știm că toate lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, adică al celor ce sunt chemați în conformitate cu planul Său. Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, El i-a și hotărât, i-a și predestinat mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Ca acesta să fie primul născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea, deci avem aici aceeași categorie enumerată din nou și din nou. Deci cu cei cu care pornim, cu aceia vom sfârși. Da? Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Pe aceea pe care i-a chemat, da? Aceiași oameni, i-a și îndreptățit, i-a și justificat. Iar pe aceea pe care i-a îndreptățit, i-a și glorificat. Deci încep cu cei pe care Dumnezeu i-a cunoscut și sfârșești cu cei pe care Dumnezeu i-a și glorificat la trecut. Da? În ochii lui Dumnezeu lucrarea este încheiată, este finalizată. Dumnezeu nu are dubii despre mântuirea celor care i-a mântuit. Noi mai avem dubii câteodată, El nu are niciun dubii. Dumnezeu nu stă și să uită oare Mihai va fi sau nu până la urmă mântuit. Da? Asta ar fi o blasfemie ca să ne imaginăm că Dumnezeu stă în cum până și hai să vedem ce o să fie oare. E absurditate așa ceva, da? Toți cei pe care Dumnezeu i-a cunoscut mai dinainte din veșnicie sunt aceia care ajung glorificați. Dumnezeu nu va fi surprins când Apocalipsa vine acea mulțime mare de oameni care nu-i poate număra nimeni. Dumnezeu nu va spune, nu-mi închipuiam că ăștia o să fie. Dumnezeu știe exact cine va fi. Lucrul acesta este logic și dacă mergi doar pe preștiința lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi surprins, da? Deci aceeași categorie de oameni, de la început și până la final, și doar această categorie de oameni, să-i numim cei aleși, fac parte din această doctrină, din această învățătură a Scripturii numită păstrarea sfinților sau păstrarea credincioșilor în har. Păstrarea credincioșilor în har ne vorbește despre acest grup specific de oameni, adică cei ce sunt chemați în conformitate cu planul lui Dumnezeu. Când noi spunem, dar ăla a căzut de la credință, dar ăla a fost păstor cu tineretul și după aia a făcut nu știu ce, da, din perspectiva noastră umană lucrurile arată într-un fel și până la urmă nu putem să dăm verdicte finale. Din perspectiva lui Dumnezeu, lucrurile arată total altfel, da? Doar această categorie de oameni care sunt aleșii lui Dumnezeu beneficiază de lucrarea de păstrare în har. Și despre aceștia ne spune mărturisirea și vom vedea că și Scriptura, pentru că mărturisirea de credință este doar un instrument prin care suntem îndrumați înapoi spre Scriptură. Mărturisirea spune aceștia, deci acești aleși, acești aleși al lui Dumnezeu, aceștia nu pot nici total și nici final
să cadă din această stare de har. Asta este ideea de păstrare în har. Deci, aceștia, cei care sunt hotărâți de Dumnezeu, cei care au fost aduși prin decretul lui Dumnezeu în starea aceasta de har și cei care în ochii lui Dumnezeu sunt și glorificați, lucrarea este finalizată, aceștia nu pot în niciun fel, nici total, adică căderi se întâmplă, mărturisirea va adresa în mod specific în paragraful 3, dar căderile niciodată nu vor fi totale în starea de har. Nu vom cădea din starea de har, ci vom cădea în starea de har. Ne vom împiedica fiind în starea de har. În această stare în care ne aflăm, în această călătorie pe drumul sfințirii, vom cădea, da? De multe ori și în diferite feluri, dar niciodată total și niciodată definitiv, niciodată final. Nu vom cădea din această stare de har. Noi vom cădea pe drum și Dumnezeu ne va ridica și iară vom cădea și se vor întâmpla tot felul de peripeții pe drumul acesta, dar nu vom cădea niciodată de pe drumul acesta. Nu vom ieși în afara drumului, ci întotdeauna vom fi păstrați în această stare de har. Starea de har este starea aceasta în care am intrat prin decizia lui Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin care avem iertarea păcatelor, prin care avem viață spirituală, prin care avem prezența Duhului. Altfel spus, este starea de om mântuit, starea de om în care pulsează viața spirituală și care se îndreaptă în mod continuu spre starea de glorificare. Da? Adică ceea ce este necesar pentru a ajunge în starea de glorificare este să fii în această stare de har. Nimeni nu va ajunge glorificat decât dacă se află în harul Domnului nostru Iisus Hristos. Da? Când vom ajunge la final, actul de glorificare nu va fi verdictul lui Dumnezeu care spune acum meriți să fii glorificat. Da? Ci va fi verdictul lui Dumnezeu care spune pentru că te afli sub harul lui Hristos, prin har ești glorificat. Prin har ți se finalizează mântuirea ta. Da? Deci nu cădem din această har, din această stare, niciodată în mod total și niciodată în mod final, ci mărturisirea spune, ci ei vor fi păstrați și vor persevera. Avem două aspecte, aspectul în care noi suntem pasivi și aspectul în care noi suntem activi. Dumnezeu ne păstrează, iar noi perseverăm. Da? Voința noastră este activă în această păstrare. Da? Ci ei vor fi păstrați și vor persevera în acest har până la sfârșit și vor fi mântuiți pentru veșnicie. Biblia descrie lucrul acesta peste tot. De exemplu, Filipeni 1 cu 16, Apostolul Pavel spune: sunt sigur că acela care și-a început în voi buna sa lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos Iisus. Dar Apostolul Pavel este sigur despre credincioșii din Filipe că cel care i-a adus în această stare de har îi va păstra în această stare de har până în ziua lui Hristos Iisus, adică până în ziua revenirii Domnului Iisus Hristos. Acest lucru, spune mărturisirea, se datorează faptului că Dumnezeu nu va regreta faptul că și-a dat darurile sale și chemarea sa. Adică vreau să spun în mărturisirea că lucrul acesta datorează faptului că Dumnezeu a luat o decizie, a dat un dar, a dat un har și Dumnezeu nu va regreta sau nu se va schimba vis-a-vis de această decizie și vis-a-vis de acest dar care este dat. Din contra, Dumnezeu va întări acest dar și va face tot ceea ce este necesar încât el să fie definitiv. Așa încât, spune mărturisirea, el continuă, adică Dumnezeu, să le dea și să hrănească în ei, să crească, să alimenteze în ei, adică în noi cei credincioși, această credință, pocăință, dragoste, bucurie, speranță și toate celelalte componente ale harului Duhului Sfânt care îi conduce pe aceștia în final la viața veșnică. Ce ne spune mărturisirea? Pentru că Dumnezeu ne-a dat un dar al mântuirii, acest dar este complet și definitiv,
Dumnezeu nu-și schimbă mintea, nu-și schimbă părerea, nu-și schimbă decretul și Dumnezeu a dat în acest dar și dă în continuare tot ceea ce e necesar ca să ducă darul acesta la final. Apostolul Pavel, în Romani 11 cu 29, ne explică faptul că darurile acestea și chemarea lui Dumnezeu sunt definitive, sunt finale. Apostolul Pavel spune în Romani 11 cu 29 căci darurile și chemarea lui Dumnezeu sunt definitive. Da, citez din Sfânta Scriptură. Parcă aud acum câțiva care spun, frate, eu nu sunt de acord cu ce ai spus. Dar asta spune Apostolul Pavel. Darurile și chemarea lui Dumnezeu sunt definitive. Citez din Noua traducere, pentru că este o traducere mai literală și mai sugestivă. Dumnezeu nu are schimbări de părere. Dumnezeu nu dă un dar și nu face o chemare și apoi zice, o anulăm. Da? Dumnezeu nu alege, nu cheamă, nu justifică și apoi înainte să ajungă cel ales, chemat și justificat la glorificare, își schimbă decizia. Anulăm tot ceea ce s-a întâmplat, anulăm alegerea, anulăm chemarea, anulăm justificarea, pentru că la un punct în timp Dumnezeu și-a schimbat decizia. Nu există așa ceva. Noi mai facem așa ceva, da? Promitem ceva, realizăm că este foarte costisitor, foarte inconvenabil și pe parcurs spunem, ei frate, uite care e ideea, știu că am zis că o să vin ca să te ajut, să fac, să așa, dar știi, a intervenit ceva, trebuie să mă duc undeva. Nu. Dumnezeu nu are asemenea realizări, că va costa prea mult, că va fi prea greu, că ai căzut de prea multe ori. Da? Dumnezeu când te-a mântuit a știut exact cum va fi viața ta, exact de câte ori va trebui să te ridice, exact cât har va revărsa peste tine, de fiecare dată când te va trebui să te scoată din mocirlă. Dumnezeu nu se trezește într-o zi și spune, e prea de tot, n-am crezut că va fi așa de greu cu Mihai. Da? Nu există așa ceva. Darurile, chemarea, hotărârile lui Dumnezeu sunt eterne, sunt veșnice, sunt definitive. Ca atare putem ca să fim siguri. Când Dumnezeu dă un dar, și în acest caz darul mântuirii, Dumnezeu este statornic în această dăruire. Darul acela este permanent, promisiunea aceea este permanentă. Maleahi 3 cu 6, de exemplu, Dumnezeu spune poporului său, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi, urmașa lui Iacov, n-ați pierit. Pentru că Dumnezeu și-a dat cuvântul, pentru că Dumnezeu a făcut niște promisiuni, de aceea poporul lui n-a pierit. Pentru că Dumnezeu a făcut niște promisiuni față de cei care se încred în El, de aceea noi nu vom pieri. Mărturisirea spune că, da, într-adevăr, împotriva aleșului Dumnezeu va fi o bătălie, vor fi ispite și vor fi, evident, și prilejuri de cădere. Dar, în ciuda acestor lucruri, siguranța noastră este în Dumnezeu, în hotărârea lui Dumnezeu. Mărturisirea spune, împotriva celor aleși pot să vină multe furtuni și potopuri și multe pot să lovească în ei. Trebuie să subliniem acest aspect, că încercările vor fi o realitate în viața creștină. Vor fi diverse, vor fi frecvente și de multe ori vom capitula înaintea lor. Dar nu vor reuși să doboare pe credincios din starea de har. Da? Vor fi căderi, dar nu vor fi depline și nu vor fi definitive niciodată. Mărturisirea spune, însă aceste lucruri nu vor fi niciodată în măsură să îl dezrădăcineze de fundația și stânca de care ei sunt legați prin credință, adică de Hristos. Chiar dacă necredința și ispitele satanei ar putea să întunece pentru o vreme pe credincioși în a-L vedea pe Dumnezeu și în a simți lumina și dragostea Lui, totuși Dumnezeu este același și ei sunt siguri că sunt păstrați prin puterea Lui până când este finalizată mântuirea lor. În alte cuvinte, ca să fie mai clar pentru noi și să fie mai biblic pentru noi, pentru că ceea ce descrie mărturisirea aici despre diverse furtuni și valuri care ne lovesc și ne bat de pământ, atacurile satanei, atacurile lumii, care ne zguduie, care ne afectează, care ne fac să ne simțim de parcă nu mai suntem conectați la Dumnezeu, nu mai simțim dragostea Lui câteodată, deși ea este reală în continuare pentru noi.
Asta este o realitate care o trăim fiecare dintre noi și trebuie ca să știm cum să facem față. Cum vom răspunde? Ce o să facem când ești picat jos, doborât de valurile satanei și de încercările lumii? Te ridici tu, îți dai palme și spui, hai Mihai că poți! Hai că o să reușești! Sau te agheți de altceva, te agheți de promisiunea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Romani 8, de la 35 la 39, imediat după ce ne arată această doctrină regală a mântuirii conform decretului lui Dumnezeu. Că cei pe care i-a cunoscut, i-a chemat, i-a justificat, i-a și glorificat, ne arată imediat după aceasta că vin aceste valuri. Și ne încurajează spunând, cine ne va despărți de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau greutățile? Sau persecuția? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau pericol? Sau sabia? Așa cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem considerați ca niște oi pentru tăiere. Însă în toate aceste lucruri noi avem victorie deplină, adică suntem mai mult decât biruitori. Prin Cel care ne-a iubit. Eu sunt convins, sunt sigur, spune Apostolul Pavel, dincolo de orice dubiu, dincolo de ceea ce simt eu, dincolo de ceea ce îmi spune lumea, dincolo de ceea ce îmi șoptește Satan. Eu sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici demoni, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimile, nici adâncimile, nici orice altceva din creație nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus Domnul nostru. Ce încurajare prin doctrina aceasta perseverării, că orice ar fi, oriunde ai ajuns, în orice groapă ai ajuns, în orice stare ai ajuns, dacă ești un copil al lui Dumnezeu, nimic, nici în ceruri, nici pe pământ, nici sub pământ, nici văzute, nici nevăzute, nu te pot despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Ce subliniere frumoasă a lui Apostolul Pavel. Ai dubii despre dragostea lui Dumnezeu pentru tine? Uită-te la Hristos Iisus. Privește la sângele care a curs pentru tine. A plătit totul, ce mai vrei? Ce garanție mai vrei? Ce-ar mai putea da ca să-ți dovedească faptul că nimic nu te va despărți de dragostea Lui? Mărturisirea spune apoi, chiar după toate aceste văi prin care trebuie să trecem, doar după toate aceste dureri care trebuie să le suferim, pentru că Dumnezeu și-a dat cuvântul, pentru că Dumnezeu ne-a dat acest dar în Hristos Iisus, apoi ei se vor bucura de moștenirea lor veșnică, întrucât ei sunt întipăriți pe mâinile Lui, pe mâinile Lui Hristos, iar numele lor au fost scrise din veșnicie în cartea vieții. Domnul Iisus spune în Ioan, capitolul 10, la versetul 28, eu le dau viață veșnică și în veac, în veci, nu vor pieri. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Hristos vorbind despre cei care sunt oile Lui. Trebuie să ai foarte mult tupeu la o asemenea afirmație a Domnului Iisus Hristos ca să vii astăzi, oricine ai fi tu, teolog, neteolog, predicator, nepredicator, și să îl contrazici pe Hristos. Dar nu chiar nimeni, Doamne. Sunt niște circumstanțe. Sau poate că ei o să vrea ca să nu mai stea în mâna ta. Mie mi-ar fi foarte frică să mă contrazic cu Domnul Iisus. Foarte frică. Să zic, Doamne, știu că ai spus în Ioan 10 cu 20 că nimeni și nimic. Și știu că Apostolul Pavel a scris un paragraf în care, dacă vrei ca să citești tot ceea ce ai enumerat și ați observat, eu cred că intenționat a scris așa, Apostolul Pavel a vrut să-mi dea senzația. Nu mai ai respirații. Când citești și spui nimic, nici moarte, nici viață, nici întuneric, nimic. Știu că toate lucrurile astea sunt clare în Scriptură, dar, Doamne, totuși eu cred că dacă omul nu veghează, dacă omul nu vrea, tu ai promis, dar cât tupeu trebuie ca să ai ca să-L contrazici. Hristos spune, eu le dau viață oilor mele și viața aceasta este veșnică și în veci nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Promisiunea lui Hristos este una veșnică. Este o promisiune făcută între Dumnezeu Tatăl și Fiul din veșnicie în primul rând. Nu o promisiune făcută între tine și Hristos. Problema pentru care cei mai mulți oameni nu au siguranță în mântuirea lor este pentru că percep mântuirea ca și o promisiune care ei le-au făcut-o lui Hristos. Eu am făcut un legământ cu Domnul. Întrebarea dacă Domnul a făcut un legământ cu tine.
Sau mai bine spus, dacă Domnul a făcut un legământ cu Hristos pentru tine. Dacă înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu Tatăl te-a dat Dumnezeu Fiului și Dumnezeu Fiul a zis, da, accept ca să mor pentru Ozana, pentru Margareta, pentru Radu, pentru Lilian. Dacă nu, tu poți să faci promisiuni și legăminte câte vrei tu. Să te jur pe ce vrei tu că vei urma pe Domnul. Nu vei fi în stare. Promisiunea Domnului Iisus Hristos este bazată pe promisiunea făcută între Dumnezeu Tatăl și Fiul din veșnicie. Iar toți cei ce au fost dați de Tatăl Fiului au fost scriși în cartea vieții din veșnicie. Fiul i-a răscumpărat, a plătit cu prețul sângelui său pentru aceștia și le-a dat viață veșnică. Dovada acestei tranzacții cosmice este întipărită și astăzi în mâinile sale pironite. Noi suntem întipăriți în palmele sale pentru că pentru noi a fost străpuns. În ceruri este astăzi o dovadă a patimilor Domnului Iisus Hristos care spune am plătit pentru Cristi, am plătit pentru Mihai. Poate să vină Satan și oricine să ne părască și să spune, dar uite ce a făcut. Hristos spune, știu, am plătit. Uite, dovezile, e plătit, e achitat, e final. Când Hristos a mărturisit pe cruce că este finalizat, tetelestai, nu mai este loc de discuție. Sângele lui a plătit pentru absolut tot. Darul oilor, darul aleșilor, care a fost dat din partea Tatălui Fiului, a fost acceptat și pecetluit prin sângele său. Prin profetul Isaia, Dumnezeu spune despre restaurarea poporului său în felul acesta. Iată că te-am săpat pe mâinile mele. Dumnezeu vorbind aici metaforic și într-un fel arătând spre împlinirea acestei profeții în Domnul Iisus Hristos, care realmente prin pironirea mâinilor sale a plătit pentru păcatele poporului său. Mărturisirea continuă și ne spune care este temelia sau de ce depinde această perseverare în har. Cum putem fi siguri? Care este baza ei? Care este temelia ei? În paragraful 2 începe și spune în felul următor. Această păstrare a credincioșilor nu depinde de liberul lor arbitru sau nu depinde de voința lor. Atunci ne punem întrebarea, de ce depinde această perseverare? Mărturisirea spune categoric că această păstrare nu depinde de voința umană. Nu că nu implică voința umană, dar nu depinde de ea, da? Ea implică voința, Dumnezeu ne păstrează în har și noi perseverăm. Noi primim harul lui Dumnezeu și perseverăm în el. Ne luptăm lupta cea bună, da? Umblăm pe această cale pentru că suntem incapacitați de Dumnezeu să facem aceasta. Pentru că El dă după buna plăcere a voii sale și voința și înfăptuirea. Și noi voim și înfăptuim. Louis Berkhoff spune despre poziția arminiană asupra perseverării în felul următor. Arminienii au respins această poziție, vorbind de perseverarea sfinților în har, și au făcut perseverența credincioșilor dependentă de voința lor de a crede și de faptele lor bune. Bun, dar dacă nu depinde de voința noastră, dacă nu ăsta este factorul care este determinant, atunci de ce depinde? Mărturisirea spune în felul următor. Nu depinde de voința lor, ci de faptul că alegerea lor de către Dumnezeu este hotărâtă și nu se poate schimba. Și ea provine din dragostea necondiționată și neschimbată a lui Dumnezeu Tatăl. Deci, dacă nu din voință umană, atunci din voință divină. Primul aspect al temeliei siguranței noastre, a perseverării noastre, este voința și dragostea neschimbată a lui Dumnezeu. Dacă decretul divin este cauza primară a tuturor lucrurilor, ceea ce știm că este așa, tot ceea ce este, este pentru că Dumnezeu a hotărât. Asta este cauza primară. Da? Cauza secundară suntem noi. Da? Și sunt toate cauzele naturale care se întâmplă în lumea care Dumnezeu a creat-o. Dar cauza primară a tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Noi existăm pentru că Dumnezeu a hotărât. Și lumea aceasta există așa cum există acum. Da? Exact cum există acum. Cu tot ceea ce vedem în jurul nostru și exact cu evenimentele care există pentru că Dumnezeu așa a hotărât.
Faptul că această împlinire a acestui decret se realizează prin cauze secundare, da? Dumnezeu a hotărât ca eu să fiu aici, să predic în seara aceasta. Cauză primară, decretul lui Dumnezeu. Cauză secundară, m-am trezit dimineața și am zis, e miercuri, fratele Andrei nu este aici, m-a părăsit, da? Trebuie să mă duc să mă pregătesc ca să predic de seară. Cauză secundară. Cauza secundară, adică eu, nu anulez în niciun fel cauza primară. Și niciun fel nu este cauza primară dependentă de cea secundară. Dumnezeu n-a zis, din veșnicie, oare o să aibă chef Mihai să predice miercuri seara? Ce dată e astăzi? 12 decembrie 2018. Să-l întrebăm. N-avea cum, nu existam, dar el a hotărât. Miercuri seara, 12 decembrie 2018, Mihai va predica și va predica din mărturisirea de credință, capitolul 17. Și apoi, prin suveranitatea lui, a lucrat lucrurile în așa fel ca eu în mod liber să mă trezesc dimineața și să zic, hopa, nu chiar liber, că nu aveam ce face, da? Hopa, astăzi trebuie ca să țin un studiu din mărturisirea de credință, da? Dar cauza primară a tuturor lucrurilor, așa cum am învățat împreună în detaliu, este Dumnezeu, decretul lui Dumnezeu. El hotărăște, El stabilește, da? Și dacă decretul divin este cauza primară a tuturor lucrurilor, ar fi aberant să crezi că în acest caz cauza primară ar putea să fie voința umană. Cam așa sună argument, da? Dumnezeu este suveran, Dumnezeu decretează tot, El este suveran peste tot, dar există ceva în care Dumnezeu totuși nu este cauza primară. Mântuirea ta. Este absurd. Este absolut absurd. Decretul divin previne întotdeauna voința umană. Unul dă naștere la celălalt și niciun caz nu am putea concepe că voința noastră umană împinge cumva asupra decretului etern, în sensul că îl determină, în sensul că îl hotărăște, da? Și este invers, decretul etern împinge, hotărăște, determină voința noastră umană. Jonathan Edwards spunea, a presupune că dreptul la viață, la viață veșnică, atârnă de propria noastră perseverență, care este incertă, și că nu depinde de ceva mai sigur și mai neschimbător pentru a asigura această viață veșnică, decât voința noastră, este în dezacord total cu natura și planul Evangheliei descoperit de Dumnezeu. Pavel explică în Romani 9, de exemplu, că scopurile, decretele lui Dumnezeu, mai ales când vine vorba de mântuire, nu atârnă, nu depind de faptele noastre. Romani 9, la versetul 10, la 12. Apostolul Pavel, acum interacționând cu interlocutorul său și argumentând pentru doctrina predestinării, spune în felul următor. Ba mai mult, ilustrează această decizie unilaterală a lui Dumnezeu. Ba mai mult, Rebecca a rămas însărcinată de la un singur om, strămoșul nostru Isaac. Și chiar înainte ca cei doi gemeni să se fi născut sau să fi făcut ceva bine sau rău, pentru ca scopul lui Dumnezeu în alegere să poată să rămână, nu prin fapte, ci prin cel care cheamă, i s-a spus, cel mai mare îl va sluji celui mai mic. Ce spune Apostolul Pavel? Dumnezeu a făcut această decizie și a făcut-o în așa fel încât să fie evident că nu ține de faptele lor, de performanțele lor, de caracterul celor doi, ci ține de decizia lui Dumnezeu. Dar frate, de aici este vorba despre altceva. Este vorba despre Rebecca și cei doi gemeni, nu este vorba de mântuirea mea. Da. Este vorba despre o ilustrație care în contextul capitolului 8 și 9, care este vorba despre predestinarea ta la mântuire, este folosită. Este cum dacă eu ați încercat să-ți explic orice lucru în universul acesta și după aia ți-aș spune, hai să-ți ilustrez. La Steak and Shake să vând burgeri. Oh, păi, atunci nu e vorba despre mine și ce vrei să mă înveți pe mine, e vorba despre burgeri. Să-ți mai explic o dată. Asta este o ilustrație, da? Apostolul Pavel ilustrează că Dumnezeu nu acționează datorită caracterului nostru, datorită faptelor noastre, când vine vorba de mântuire. El acționează datorită voii sale, care este eternă, care este desăvârșită. Există o dragoste specială, ne arată Scriptura, a Tatălui față de Fiul, care se revarsă asupra celor aleși de Dumnezeu. Dumnezeu pur și simplu, pentru că așa a vrut El, pentru că așa i-a plăcut Lui,
Pentru că a considerat că este spre slava lui, a ales să iubească niște oameni. Din meritul nostru, nu pentru faptele noastre bune, ci pentru că El a hotărât și și-a revărsat această dragoste prin Fiul Său, care este direcționată în primul rând asupra Fiului, și-a revărsat această dragoste asupra aleșilor Săi. În 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1, Ioan ne spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu? Când Apostolul Pavel ne spune în Romani 8, căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, el nu se referă la faptul că a cunoscut ceva despre noi, ci se referă la această dragoste, la această cunoaștere relațională, la această iubire despre care vorbește Ioan în Ioan. Vedeți cum ne-a cunoscut Tatăl, vedeți cum ne-a iubit Tatăl, ne-a iubit în așa fel, cu o dragoste deosebită, încât ne-a făcut copiii Săi. Al doilea rând ne spune mărturisirea, că nu doar dragostea și decizia de a ne iubi a lui Dumnezeu care este neschimbătoare, dar ne spune mărturisirea de asemenea se bazează pe meritele și mijlocirea Domnului Iisus Hristos și pe unirea noastră cu El. Deci avem dragostea și decizia lui Dumnezeu ca și temelie pentru perseverarea noastră și acum avem meritele și mijlocirea Domnului Iisus Hristos cu care suntem uniți. Din nou, lucrul acesta este ilustrat peste tot. Că prin meritul, prin viața Domnului Iisus Hristos și prin mijlocirea Sa suntem păstrați în har. Apostolul Pavel, de exemplu, în Romani, capitolul 5, la versetul 9 la 10, ne spune în felul următor: deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Ce spune Apostolul Pavel? Apostolul Pavel spune că sunt acele momente când ai dubii că ești mântuit, când ai dubii că Dumnezeu te-ar mai ierta. Și Apostolul Pavel spune: gândește dacă te-a iertat prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin moartea Domnului Iisus Hristos pentru păcatele tale, când erai vrășmașul Lui, cum nu te-ar ierta acum prin viața, adică prin neprihănirea Domnului Iisus Hristos, odată ce ai primit jertfa Domnului Iisus Hristos? Altfel spune: trezește-te, omule, dacă L-a omorât pe Hristos pentru tine, cum nu te va păstra pe tine în viață prin viața lui Hristos? Și încurajare pentru noi, ca să vedem că meritul pe care se bazează perseverarea noastră nu este meritul nostru, ci este meritul Domnului Iisus Hristos. În Ioan, capitolul 14, versetul 19, Domnul Iisus Hristos ne arată că, în mod elementar, viața noastră este legată de viața Lui. Încă puțin și lumea nu mă mai va vedea, însă voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc, spune Hristos, și voi veți trăi. Pentru că Hristos trăiește, noi trăim. Cât timp El trăiește, noi trăim. Când nu va mai trăi Hristos? Când nu va mai trăi Cel care este viață? Meritele și mijlocirea lui Hristos sunt baza perseverenței noastre în har. Hristos ne-a promis că El este Cel care va mijloci pentru noi. Autorul către Evrei ne spune că avem un mijlocitor desăvârșit care mijlocește neîncetat și într-un mod perfect pentru noi. Pentru că El a fost ca și noi, om, dar fără păcat, și știe nevoile noastre. Thomas Watson spunea: credeți voi că Hristos și-a vărsat sângele pentru ca noi să credem pentru puțină vreme, iar apoi să fim pierduți? Credeți voi că Hristos va pierde ce a răscumpărat? Ei, Hodge spunea: așadar, pentru că nici răscumpărarea lui Hristos, nici mijlocirea Sa nu pot falimenta să producă scopul lor intenționat, este în mod evident imposibil ca cei pentru care Hristos a fost substitut și pentru care El a dobândit neprihănire și pentru care El mijlocește constant să nu fie mântuiți. Este logic, spune Hodge. Cum ai putea să concepi că Hristos ar falimenta în scopurile Sale? Cum ai putea să concepi că Hristos ar falimenta în mijlocirea Sa? Cum ai putea să concepi că Hristos ar cere ceva de la Tatăl și Tatăl nu i-ar da?
3. Pe jurământul lui Dumnezeu. Promisiunile noastre sunt așa de subțiri. Cu este dată pentru că nu suntem onești și pentru că pentru nu realizăm că nu prea au valoare. Dacă eu vă promit orice, da? Eu pot să fiu foarte sincer, eu spun, uite, mâine rezolvăm problema asta. Până mâine pot interveni un milion de lucruri, până mâine pot să mor. Da? Și adică până la urmă, cine zi eu să-ți promit că mâine vom rezolva problema asta? Mai onest ar fi, dacă Domnul va voi, mâine vom încerca să rezolvăm problema asta. Dar eu nu pot să-ți promit nimic, pentru că sunt un om a cărui promisiuni nu înseamnă mare lucru. Dar promisiunile lui Dumnezeu, jurământul lui Dumnezeu, înseamnă totul. Când Dumnezeu își dă cuvântul, este da și amin. 4. Pe prezența Duhului Sfânt, spune mărturisirea, sămânța lui Dumnezeu care este în ei. Știm din Efeseni capitolul 1, versetul 13 și 14 că fiecare credincios este locuit de Duhul Sfânt și este pecetluit de Duhul Sfânt. Fiecare credincios are această garanție. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. În 1 Ioan 3,9 ni se spune că oricine este născut din Dumnezeu nu mai trăiește în păcat, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el și nu poate să continue să păcătuiască, fiindcă a fost născut din Dumnezeu. Observați legătura între a nu mai trăi în păcat și prezența Duhului în viața voastră și în viața noastră. De ce nu mai trăim în păcat? Pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în noi. Pentru că suntem locuiți de Duhul Sfânt. Pentru că am fost născuți din Dumnezeu. Prin lucrarea Duhului Sfânt, prin nașterea din nou, am fost aduși la viață. Cum? Duhul Sfânt intrând în noi, făcând lucrarea mântuirii și pecetluindu-ne cu pecetea Duhului Sfânt. Și pentru că avem această sămânță a dumnezeirii în noi, pentru că avem această realitate a Duhului Sfânt, nu mai putem să trăim în păcat. Dar, frate, câteodată, parcă aș vrea să trăiesc în păcat. Stai liniștit dacă Duhul lui Dumnezeu este în tine, se ocupă de tine. Vă spun din experiență proprie. Răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu nu sfârșește bine. Adică sfârșește bine, că se oprește răzvrătirea. Dumnezeu întotdeauna face tot ceea ce este nevoie, prin factor intern și extern, să se țină de cuvânt. Întotdeauna. Prin nașterea din nou, asta înseamnă a fi născut din Dumnezeu, există un depozit, o sămânță, Duhul Sfânt, care este în noi. Iar aceasta duce la perseverare, aceasta duce la o mortificare a firii pământești. Aceasta este garanția care o avem, că această călătorie în sfințenie se va sfârși în glorificare. Nu performanțele mele, nu aptitudinile mele, ci garanția Duhului Sfânt. 5. O altă temelie este natura legământului cel nou. Noul legământ este diferit, unic față de cel vechi. Noul legământ este veșnic, nu poate fi alterat, nu poate fi anulat. Noul legământ este perseverent. Dumnezeu este cel care nu va înceta în a lucra până când nu duce promisiunea la împlinire în viața ta. Noul legământ este personal. Dumnezeu lucrează în lăuntru persoanelor vizate. El nu este un legământ cu o națiune. El nu este un legământ cu un popor oarecare. El este un legământ nominal cu cei răscumpărați. Pentru cei răscumpărați. Noul legământ este eficient. Nu ne vom mai depărta de el. Pentru că el lucrează în afara noastră. Toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Și el lucrează în lăuntrul nostru. Priviți cum descrie Dumnezeu prin prorocul Ieremia acest nou legământ în Ieremia 32:40. Voi încheia cu ei un legământ veșnic. Nu mă voi opri din a le face bine. Și voi pune în lăuntru lor frica de mine.
ce scop va face Dumnezeu lucrul acesta? S-a încheiat acest legământ, nu se va opri în a le face bine, de a lucra spre binele nostru și va lucra în lăuntrul nostru ca să avem frică de el. Cu ce scop? Care va fi rezultatul? Ca să nu se mai depărteze de mine. Asta este legământul în care ne aflăm. Este din cauza acestui legământ și din cauza acestei temelii glorioase bazate pe jertfa Domnului Iisus Hristos, pe decretul lui Dumnezeu, pe dragostea Lui. Este datorită acestei temelii că avem acest rezultat al siguranței în har. Mărturisirea spune că din cauza aceasta rezultă siguranța și infailibilitatea păstrării credincioșilor în har. Din ce cauză? Recitesc. Și din faptul că alegerea lor de către Dumnezeu este hotărâtă și nu se poate schimba. Și ea provine din dragostea necondiționată și neschimbată a lui Dumnezeu Tatăl. De asemenea, se bazează pe meritele și mijlocirea Domnului Iisus Hristos și pe unirea lor cu El, pe jurământul lui Dumnezeu și pe prezența Duhului Sfânt, sămânța lui Dumnezeu din ei și pe natura legământului Harului, din care rezultă siguranța infailibilă a păstrării noastre în Har. Ce temelie glorioasă, ce bază, ce temei glorios pentru siguranța noastră. Siguranța noastră nu constă în voința noastră, ci în voința divină. Nu constă în dragostea noastră, ci în dragostea lui Dumnezeu. Nu stă în meritele noastre, ci în meritele lui Hristos. Nu stă în legământul care noi l-am făcut cu Dumnezeu, ci în legământul care El l-a făcut pentru noi. Cu toate acestea, Mărturisirea ne spune, paragraful 3, cei aleși, cei care fac parte din această grupă vizată, pot să cadă uneori în păcate serioase. În păcate grave. Și Scriptura ne atestă și viața noastră ne atestă lucrul acesta. Cum? Prin, ne spune Mărturisirea, ispitele satanei și ale lumii și prin puterea corupției care rămâne în noi. Deci avem ispitele celui rău, care luptă împotriva noastră, avem ispitele lumii, da? Care luptă împotriva noastră și avem firea pământească care luptă împotriva noastră. Și datorită acestor factori, totuși noi putem să avem căderi. Și aceste căderi au efecte. Mărturisirea spune așa încât ei pot neglija mijloacele păstrării lor și chiar pot continua în această stare pentru o vreme. Este interesant, nu? Căderea în păcat imediat produce aceste efecte păcătoase. Păi întotdeauna mă miră și o evăd și în viața mea. Dar mă miră în momentul în care ai o cădere de oarecare natură. Primul instinct este să fugi departe de mijloacele care te pot scoate din acea cădere. Parcă nu mă ajuce la biserică duminica asta. De ce? M-am certat cu soția. Păi chiar de aia ai nevoie să duci la biserică. Pentru că ești un ticălos și ai nevoie de harul Domnului Iisus Hristos. Da? Parcă nu m-aș duce la cină duminica asta. De ce? Păi am avut o cădere, nu? Păi chiar de aia ai nevoie să duci la cina Domnului, pentru că ai căzut și ai nevoie de sângele Domnului Iisus Hristos care te curăță de orice păcat. Primul efect, și de aceea cred că ne atacă Satan în acest fel, este atunci când cădem, în loc să alergăm spre Dumnezeu și spre mijloacele Harului, să ne îndepărtăm de ele. Astfel, ne spune Mărturisirea, când cădem și ne îndepărtăm de mijloace și perseverăm în această stare de har pentru o perioadă, astfel ei pot să cadă, și acum ne arată câteva efecte ale acestei perseverări, ei pot să cadă în disgrația lui Dumnezeu. Pot să întristeze Duhul Său Sfânt. Îmi place că Mărturisirea încheie pe această notă, deși pare negativă, ca să nu cumva să plecăm acasă înțelegând, suntem siguri că atare pilot automat. Există consecințe reale pentru a nu veghea. Există consecințe reale pentru a nu lupta. Pot să întristeze Duhul Sfânt, pot să se lipsească de harul și de mânghierea Lui, pot avea inimile împietrite și conștiințele rănite. Ați experimentat? Eu am experimentat. Când ești greșit, știi că ești greșit, ți se spune că ești greșit, și te bați cu pumnul în piept și le spui la toți că nu-ți pasă și nu ești greșit. Și te trezești din beția păcatului tău
Și nu știi cum să le explici la toți din jurul tău ce s-a întâmplat cu tine. Cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Unii dintre voi s-a întâmplat, știu că știți cum s-a întâmplat, că mi s-a întâmplat față de voi. M-am certat cu voi, știam că n-am dreptate, dar conștiința mea era așa de împietrită datorită păcatului, încât duci până la capăt. Pot să-i rănească și să-i afecteze pe alții. Păcatul întotdeauna afectează pe alții. Nu există păcat care te afectează doar pe tine. Și pot să aducă asupra lor judecăți temporare. Judecăți temporare. Dumnezeu se va atinge de tine în lăuntrul tău, în trupul tău, în circumstanțele tale. Consecințele sunt grave atunci când persistăm în păcat. Totuși, spune mărturisirea, în timp, cât timp nu știm, în timp, ei își vor reînnoi pocăința și vor fi păstrați prin credință în Domnul Iisus Hristos până la capăt. Cum știm lucrul acesta? Pentru că este promisiunea lui Dumnezeu față de noi. Pentru că este dragostea lui Dumnezeu față de Hristos care se revarsă peste noi. Noi suntem păstrați în har și noi perseverăm, luptăm în acest har în care ni s-a dat. Cădem pe cale, suntem ridicați. Păcătuim, suntem iertați. Niciodată nu părăsim, niciodată nu cădem din har, întotdeauna cădem în harul lui Dumnezeu. Acolo unde greșelile s-au înmulțit, harul cu atât mai mult s-a înmulțit. Acolo unde neputința noastră s-a arătat, puterea Lui s-a arătat ca și fiind desăvârșită. Dumnezeu să ne păzească în continuare și Dumnezeu să ne întărească să perseverăm în acest har în care El ne păstrează în fiecare zi. Amin. Amin.